Un an mai târziu, ziua de Crăciun, 5:50 post meridian. Tony ieși din baie goală și traversă camera de hotel pentru a răspunde la telefon. Din pat Stanley spuse: Doamne, ce bine arăți! Tony îi zâmbi soțului ei. Acesta purta un halat de baie flaușat, de culoare albastră prea mic pentru el, care lăsa la vedere picioarele sale lungi și musculoase. Nici tu nu arăți rău, spuse ea și ridică receptorul. Era mama ei. Crăciun fericit, spuse Tony. Fostul tău prieten e la televizor, zise mama. Ce face? Cântă colinde în corul polițiștilor? Carlos Born îi ia un interviu. Povestește cum a prins el teroriștii aceia Crăciunul trecut. El i-a prins? Pe moment Tony fu cuprinsă de indignare, după care își zise: Ce rost are? Ei bine, are nevoie de publicitate. Urmărește să fie promovat. Ce face sora mea? Tocmai pregătește cina. Tony se uită la ceas. Pe insula unde se aflau mai erau câteva minute până la ora 6 seara. La mama în Anglia era aproape 10 seara. Dar la Bella mereu se mânca târziu. Ce ți-au luat de Crăciun? O să luăm ceva la reducerile de după anul nou. E mai ieftin. Ți-a plăcut cadoul de la mine? Tony îi cumpărase un pulover din cașmir de culoarea somonului. E minunat, mulțumesc, dragă. Osborne e bine? Mama luase cățelușul la ea, iar acum crescuse un câine mare și lățos alb cu negru cu părul acoperindu-i ochii. Se poartă foarte bine și nu a avut niciun accident de ieri încoace. Și nepoții aleargă și își strică jucăriile primite cadou. Trebuie să închid acum. Regina e la televizor. La revedere, mamă. Mulțumesc de telefon. Presupun că avem timp de un pic de... știi tu ce... înainte de cină, spuse Stanley. Tony se prefăcu șocată. Tocmai am făcut un pic de știi tu ce. Asta a fost cu ore în urmă. Dar dacă ești obosită, îmi dau seama că atunci când o femeie ajunge la o anumită vârstă... O anumită vârstă? Tony sări în pat și îngenuche peste el. O anumită vârstă? Luă o pernă și începu să-l lovească cu ea. Neajutorat, Stanley începu să râdă și imploră iertare, iar ea se opri și îl sărută. Se așteptase ca Stanley să fie destul de bun la pat, dar o surprinsese faptul că era atât de înflăcărat. Nu avea să uite niciodată prima lor vacanță împreună. Într-un apartament de la Ritz, în Paris, el o legase la ochi și îi legase mâinile de tăblia patului. În timp ce ea stătea acolo goală și neajutorată, el îi mângâiase buzele cu o pană, apoi cu o linguriță de argint, iar mai apoi cu o căpșună. Nu se mai concentrase niciodată atât de mult asupra senzațiilor fizice ca atunci. Stanley îi mângâiase sânii cu o batistă de mătase, cu o eșarfă de cașmir și cu mânuși de piele. Tony se simțise ca și cum ar fi plutit pe mare, legănată ușor de valuri de plăcere. Stanley o sărutase în spatele genunchilor, pe partea interioară a coapselor, pe interiorul brațelor și pe gât. Făcuse totul încet și îndelung până când ea simțise că avea să explodeze de dorință. Îi atinsese sfârcurile cu cuburi de gheață și turnase un pic de ulei cald înăuntrul ei. Continuase să o ațâțe până ce o făcuse să-l implore să o penetreze, după care o făcuse să mai aștepte încă un pic. În cele din urmă, Tony îi spuse: Nu știam asta, dar toată viața mi-am dorit ca un bărbat să-mi fac așa ceva. Știu, îi spusese el. Acum Stanley era într-o dispoziție jucăușă. Hai, numai o partidă scurtă, spuse el. Te las pe tine deasupra. Of, bine. Tony oftă, prefăcându-se păcălită, în timp ce își căuta poziția potrivită deasupra lui. Câte lucruri trebuie să facă o fată în ziua de azi? Atunci se auzi un ciocănit la ușă. Stanley strigă: Cine e? Olga. Tony spunea că mi împrumută un colier. Tony observă că Stanley dădea să-i spună fiicei sale să plece, dar ea îi acoperi gura cu palma. Un minut, Olga. Se desprinse de Stanley. Olga și Miranda se obișnuiseră cu ideea de a avea o mamă vitregă de vârsta lor, dar Tony nu voia să forțeze nota. Era mai bine ca ele să nu se gândească la faptul că tatăl lor făcea sex sălbatic. Stanley se ridică de pe pat și se duse în baie. În cameră intră Olga îmbrăcată pentru cină într-o roche neagră de bumbac cu un decolteu adânc. Ai spus că mi-a împrumut și mie colierul acela în V. Bineînțeles, stai să-l găsesc. Din baie se auzi apa la duș. Olga coborâ tonul, un lucru neobișnuit pentru ea. Voiam să te întreb, l-a văzut pe Kit? Da, i-a făcut o vizită la închisoare cu o zi înainte să luăm avionul pentru a ajunge aici. Ce mai face fratele meu? Nu se simte în largul său.
Frustrat și plictisit, după cum era de așteptat, dar nu a fost bătut, nici violat și nici nu consumă heroină. Tony găsi colierul și îl puse Olgăi la gât. Arată mai bine la tine decât la mine. Mie chiar nu-mi stă bine cu negru. De ce nu-l întreb direct pe tatăl tău despre Kit? Este atât de fericit încât nu vreau să-l indispun. Nu te deranjează, nu-i așa? Chiar deloc. Din contră, Tony se simțea flatată. Olga se purta cu ea așa cum s-ar fi purtat o fiică cu mama ei, apelând la ea ca să afle informații despre tatăl ei, fără să-l deranjeze cu întrebări care nu sunt pe gustul bărbaților. Tony continuă. Știai că Hamish și Elton sunt în aceeași închisoare cu Kit? Nu, ce îngrozitor! Nu chiar. Kit îl ajută pe Elton să învețe să citească. Elton nu știe să citească? Aproape deloc. Știe câteva cuvinte din indicatoarele stradale. Autostradă, Londra, centrul orașului, aeroport. Kit îl învață, Ana are mere. Doamne, cum se aranjează lucrurile? Ai auzit de Daisy? Nu. A ucis o altă deținută din penitenciarul pentru femei și a fost judecată pentru crimă. A fost apărată de o colegă de-a mea mai tânără, dar a fost condamnată. A primit o condamnare pe viață, sentință ce va fi adăugată la condamnarea precedentă. O să stea la închisoare până la 70 de ani. Mi-aș fi dorit să nu se fie abolit condamnarea la moarte. Tony putea înțelege ura Olgăi. Hugo nu-și mai revenise complet în urma bătăiei administrate de Daisy cu bastonul. Nu mai vedea cu un ochi. Mai rău, nu-și recăpătase vechea sa exuberanță. Era mai liniștit, mai fidel, dar nu la fel de amuzant, iar rânjetul său răutăcios nu mai putea fi văzut decât foarte rar. Păcat că tatăl ei este încă în libertate, spuse Tony. Harry Mack fusese acuzat de complicitate, dar mărturia lui Kit nu fusese destul de convingătoare pentru a duce la condamnarea lui, iar juriul îl găsise nevinovat. Se întorsese la viața lui de nelegiuit. Am vești și despre el, spuse Olga. Are cancer. A început la plămâni, dar acum s-a răspândit. Doctorii i-au spus că nu mai are decât 3 luni de trăit. Ei bine, spuse Tony, până la urmă după faptă și răsplată. Miranda scoase hainele pe care avea să le poarte Ned la cină, pantaloni negri de inci și o cămașă în carouri. Acesta nu se aștepta ca ea să facă acest lucru, dar dacă nu-i alegea hainele, Ned ar fi fost în stare să coboare la cină în pantalon scurt și în tricou. Nu era neajutorat, ci doar neatent, iar Miranda acceptase acest lucru. Îi acceptase foarte multe lucruri. Înțelesese că Ned n-avea să se implice niciodată într-un conflict, nici măcar pentru a o proteja. Dar pentru a compensa acest defect, Miranda știa că într-o criză adevărată, Ned era ca o stâncă. Felul în care încasase loviturile repetate ale lui Daisy pentru a-l proteja pe Tom fusese o dovadă suficientă. Ea era deja îmbrăcată într-o cămașă roz de bumbac și o fustă plisată. O făcea să pară cam lată în șolduri, dar, pe de altă parte, ea chiar era lată în șolduri. Ned spunea că îi plăcea acest lucru. Intră în baie. Ned stătea în cadă citind o biografie a lui Molière în limba franceză. Miranda îi luă cartea. Majordonul a făcut-o. Gata cu suspansul. Se ridică în picioare. Miranda îi întinse un prosop. Mă duc să văd ce fac copiii. Înainte de a pleca din cameră, Miranda luă un pachet mic de pe noptieră și îl băgă în poșeta ei de seară. Camerele de hotel erau cabane individuale înșirate de-a lungul plajei. În timp ce mergea spre cabana pe care fiul ei, Tom, o împărțea cu Craig, Miranda simți briza călduroasă mângâindu-i brațele goale. Craig se dădea cu gel în păr în timp ce Tom își lega șireturile. Sunteți bine, băieți? Întrebă Miranda. Era o întrebare retorică. Erau amândoi bronzați și fericiți după o zi petrecută făcând windsurfing și ski nautic. Tom nu mai era chiar un băiețel. Se înălțase cu 5 centimetri în ultimele 6 luni și încetase să-i mai spună totul mamei sale. Pe Miranda o întrista acest lucru. Timp de 12 ani fusese cerul și pământul pentru el. Avea să mai fie dependent de ea vreo câțiva ani, dar separarea începea încet încet să se facă simțită. Îi părăsi pe băieți și intră în coliba următoare. Sophie stătea aici cu Caroline, dar aceasta din urmă plecase deja, iar Sophie era singură. Rămăsese în fața dulapului alegând o rochie. Spre nemulțumirea ei, Miranda a văzut că purta un sutien sexy cu jumătate de cupă și chiloți tanga din același material. Mama ta a văzut lenjeria ta intimă? Întrebă Miranda. Mă lasă să port ce-mi place, spuse Sophie îmbufnată. Miranda se așeză pe un scaun. Vino aici, vreau să vorbesc cu tine.
fără nicio tragere de inimă, Sophie se așeză pe pat. Își încrucișă picioarele și își feri privirea. Chiar aș prefera ca mama ta să-ți spună acest lucru, dar cum ea nu este aici, va trebui să o fac eu. Să-mi spună ce? Cred că ești prea tânără ca să faci sex. Ai 15 ani. Craig are numai 16. Mai are un pic și împlinește 17. Nu contează. Ce faceți voi este de fapt ilegal. Nu și în țara asta. Miranda uitase că nu se afla în Marea Britanie. Ei bine, oricum ești prea tânără. Sophie afișă o expresie dezgustată și își dădu ochii peste cap. O, Doamne! Știam că vei avea asemenea reacție, dar trebuia să ți se spună asta. Insistă Miranda. Ei bine, ai spus-o, replică nepoliticos Sophie. Cu toate acestea știu că nu te pot forța să faci ce-ți spun eu. Sophie părea surprinsă. Nu se așteptase la confesiuni. Miranda scoase pachetelul din poșetă. Așa că, dacă te hotărăști să nu mă asculți, vreau să folosești aceste prezervative. I le dădu lui Sophie. Fără niciun cuvânt, Sophie le acceptă. Pe chipii se citea uluirea. Miranda se ridică. Nu vreau să rămâi însărcinată cât timp ești în grija mea. Se îndreptă spre ușă. În timp ce ieșea, o auzi pe Sophie spunând. Mulțumesc. Bunicul rezervase un salon privat în restaurantul hotelului pentru cei 10 membri ai familiei Oxenford. Un chelner trecu pe la fiecare și le turnă câte un pahar de șampanie. Sophie întârzia. Ceilalți o așteptară un timp. Apoi bunicul se ridică și toți își întrerupseră conversațiile. Avem friptură la cină, spuse el. Am comandat curcan, dar se pare că a evadat. Toți izbucniră în râs. Stanley continuă pe un ton mai sumbru. Anul trecut nu am avut un Crăciun adevărat, așa că m-am gândit că acesta ar trebui să fie special. Și îți mulțumim că ne-ai adus aici, tati, spuse Miranda. Ultimul an a fost cel mai rău din viața mea și totodată cel mai bun, continuă el. Niciunul dintre noi nu-și va reveni total de pe urma a ceea ce s-a întâmplat la Stipfol cu un an în urmă. Craig își îndreptă privirea asupra tatălui său. În mod sigur, el n-avea să-și mai revină. Unul dintre ochi era mereu închis pe jumătate, iar expresia de pe chip era prietenoasă, dar total lipsită de personalitate. În ultimul timp, părea să se detașeze adesea de evenimentele din jurul său. Bunicul vorbi în continuare. Dacă nu ar fi fost Tony, numai Dumnezeu știe cum s-ar fi încheiat lucrurile. Craig o privi pe Tony. Aceasta arăta minunat, purtând o roche de mătase maro-castană, care îi punea în evidență părul roșcat. Bunicul era nebun după ea. Probabil că simte pentru ea ceea ce simt eu pentru Sophie, se gândi Craig. Apoi a trebuit să retrăim de două ori în plus acest coșmar, spuse bunicul, mai întâi cu poliția. Apropo, Olga, de ce iau declarațiile așa? Îți pun niște întrebări și notează răspunsurile. Apoi scriu altceva decât ce ai spus, e cu tot felul de greșeli și iese ceva ce nici nu seamănă cu vorbele unei ființe umane și apoi susțin că e declarația ta. Acuzarea preferă ca lucrurile să fie formulate într-un anume fel, spuse Olga. Înaintam spre vest și așa mai departe? Da. Bunicul ridică din numeri. Ei bine, și apoi a trebuit să retrăim totul din nou în timpul procesului și a trebuit să stăm și să ascultăm aluziile că, într-un fel, noi eram de vină fiindcă am rănit oameni care intraseră în casa noastră, ne atacaseră și ne legaseră. Apoi a trebuit să citim aceleași aluzii stupide și în ziare. Craig nu avea să uite niciodată această experiență. Apărătorul lui Daisy voise să dea de înțeles că el încercase să o asasineze pentru că o călcase cu mașina în timp ce ea trăgea spre el. Era absurd, dar în sala de judecată, pentru câteva momente, păruse aproape plauzibil. Bunicul își continuă discursul. Tot acest coșmar mi-a amintit că viața este scurtă și mi-am dat seama că ar trebui să vă spun tuturor despre sentimentele mele pentru Tony și să nu mai irosesc timpul. Nici nu e nevoie să vă mai spun cât de fericiți suntem. Apoi medicamentul cel nou a trecut la testele pe oameni, viitorul companiei a devenit sigur, iar eu am reușit să cumpăr un alt Ferrari și să plătesc niște lecții de condus pentru Craig. Cei prezenți izbucniră în râs, iar Craig roșii. Nu spusese nimănui despre prima oară când lovise mașina. Numai Sophie știa. Încă se mai simțea jenat și vinovat de această cauză. Se gândi că va putea să-și mărturisească fapta când va fi foarte bătrân, pe la 30 de ani, sau cam așa ceva. Dar am vorbit suficient despre trecut, spuse bunicul. Haideți să închinăm un pahar. Crăciun fericit tuturor! Crăciun fericit, îi răspunseră toți.
Sophie intră în timp ce se servea primul fel. Arăta minunat. Își ridicase părul și purta niște cercei mici care îi atârnau spre umeri. Arăta foarte matură, de cel puțin 20 de ani. Craig simți că îi se usucă gura la gândul că ea era prietena lui. Pe când trecea pe lângă scaunul lui, Sophie se aplecă și îi șopti la ureche. Miranda mi-a dat niște prezervative. Craig fu atât de surprins încât vărsă paharul de șampanie. Poftim? M-ai auzit, spuse ea și se așeză. Craig îi zâmbi. El avea propria rezervă, bineînțeles. Ce amuzantă era draga de mătușă Miranda. De ce rânjești, Craig? Întrebă bunicul. Sunt fericit, bunicule, spuse el. Atâta tot. Sfârșit. Ați ascultat Alb Infinit de Ken Follett. A citit pentru dumneavoastră Aurel Filip. Un proiect Radio Vox Online, iunie 2020.